Reprezentanții Sindicatului Național al Crescătorilor de Ovine și Caprine au catalogat drept aberante noile reglementări și au demarat deja organizarea unor proteste. Aceștia consideră că, în nouă formă, legea încalcă grav dreptul la proprietate și le permite asociațiilor de vânătoare să facă ce doresc pe terenurile proprietate privată. Eu nu pot să spun că sunt de acord, sunt și pentru, sunt și împotrivă. Pentru lege sunt ce ține de perioada de pășunat. Legea spune că în perioada de 6 decembrie-24 aprilie se interzice pășunatul. Din câte știu eu și ca fost fermier de oi, în perioada aceasta oaia se ține pe saivan și se hrănește în stabulație liberă închis. Iar în ce mă refer la pășunatul în perioada aceasta, în primul rând, din câte știu ca fermier, la ora actuală, animalul pe câmp nu prea are ce mânca decât culturile agricole la diferiți cetățeni. Nu vreau să-mi ridic oierii în cap, dar sunt și împotrivă la această lege, deci și pentru și împotrivă. Și împotrivă deoarece nu poți interzice la un cioban, la un oier să nu pășuneze o pășune pe care e a lui proprietate personală. El cum și-o îngrijește, așa are mâncare la acel animal tot anul. Specialiștii din domeniul vânătorii și a protecției fondului cinegetic susțin însă că noua lege este necesară și nici de cum aberantă, întrucât numărul mare de câini ținuți pe lângă turmele de oi de către ciobani se transformă adesea în prădători feroce care fac pagube în fondul cinegetic. Vânatul preferat de acești câini înfometați și scăpați de sub control este din categoria cei mai vulnerabili, cum sunt căpriorii. Fermierii nu sunt de acord cu această lege, declarând că mai ales în zona de munte, câinii sunt absolut necesari în păzirea stânelor. Ce ține de interzicerea câinilor la stâni, sunt împotrivă, total împotrivă sunt. De ce spun că sunt total împotrivă? Pentru că în primul rând vreau să spun că această lege este legea numărul 407 din 2006, în care la articolul 23, litera K, deci legea este din 2006, de acum 10 ani, vă să vă citesc articolul, permiterea însoțirii turmelor și gerizurilor de către câini însoțitori al cărui număr este mai mare de 3 în zona de munte și de 2 în zona de deal și de 1 la câmpie. În acest număr se includ și câinii care asigură pază stânii, adică interzicerea câinilor mai mult de 3, 2, 1. Totuși, din ce am văzut și articole și din discuții cu unii oieri, distrugem transhumanța. Eu știu că stăpânul la o stână este câinele. Eu vă spun că mă confrunt cu foarte mari probleme cu cei de la fondul cinegetic, cu animalele de pradă, de vânătoare, pentru că avem foarte multe probleme pe zona de munte cu distrugerea fermei la un cetățean. Avem inspector care merge, dacă nu merge într-o săptămână de două ori, merge poate în fiecare zi în diferite comisii, comisia de la mediu, de la ITRSV și primăriile din zonă, pentru a constata paguba produsă la cetățean de urs lup. Dacă le interzicem și să mai ține și un câine lângă stâna care o are, atunci cine plătește toate această pagubă? Ce pot să zic? Din câte am înțeles, guvernul a blocat această lege până în perioada de 25 aprilie 2016. Vor avea discuții, vor avea negocieri. Eu sper să ajungă la un rezultat bun și eu nu mi-aș dori ca să interzică numărul de câini la stână, pentru că chiar este nevoie de un cineva de pază, cum se spune un proverb, câinele este stăpânul omului, așa și câinele este stăpânul stânei, care trebuie să aibă grijă de acea stână și să mai ajungă la distrugeri în proprietatea unui gospodar, pentru că avem nevoie de ei.
Cei peste 3.000 de crescători de oi care au protestat la Palatul Parlamentului s-au împotrivit noilor reglementări intrate în vigoare în legea vânătorii și a fondului cinegetic, care interzice înființarea, întreținerea sau recoltarea culturilor agricole fără asigurarea protecției faunei de interes cinegetic și limitează numărul de câini pe care crescătorul de animale îl poate deține. Ei au venit în București din toată țara cu peste 60 de autocare și microbuze. Pe parcursul manifestației s-au înregistrat incidente după ce o parte dintre protestatari au forțat poarta și au reușit să intre în curte, în timp ce alții au sărit gardul. La un moment dat, protestatarii au avut ciocniri cu jandarmii care au încercat să îi oprească să pătrundă în curtea Parlamentului, iar în busculada creată în încercarea manifestanților de a intra în curtea Parlamentului, un jandarm a folosit spray lacrimogen. E bine că au protestat, eu îi susțin, pentru că un crescător, eu aș vrea ca toți cei care sunt împotrivă să meargă o zi să stea la stână, să crească un animal. Și când, dar vreau să meargă la stână să crească un animal, de Paști sau de Crăciun. Când toată lumea este la înviere sau la o pensiune, acei oameni la animal nu ai sărbătoare, la zootehnie nu ai sărbătoare. Și atunci o să vadă ce înseamnă să crești un animal și, normal, acel animal, acea oaie, acea bovină ne dă nouă mâncare de zi cu zi. Și e bine totuși că au protestat. În urma protestelor, guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să suspende aplicarea articolelor din legea vânătorii referitoare la numărul de câini permis la stână și la interdicția privind pășunatul, până la data de 25 aprilie 2016, urmând ca între timp să fie găsită o soluție de modificare a legii care a stârnit protestele ciobanilor. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Suciu, anunța că acest lucru nu este posibil printr-o ordonanță de urgență. Mii de ciobani și crescători de animale au luat cu asalt Parlamentul, deși aceste prevederi legale datează din 1996, cea privind câinii, și din vara lui 2015, cea privind pășunatul.